Gazda a fost primarul orașului Sein, Gabriela Florica Tulbure, care le-a mulțumit fiilor satului Viile Apei pentru că s-au întors chiar și pentru o zi acasă pentru o întâlnire devenită deja tradițională. Primarul a înmânat diplome de recunoștință cetățenilor care au împlinit 70 de ani în 2019, iar celor care au împlinit 18 ani în anul în curs le-a oferit diplome de cetățeni ai satului. Pe scenă a fost invitat președintele Consiliului Județean, Gabriel Valer Zetea, fiu al satului Viile Apei, care a felicitat ansamblul folcloric național Transilvania, spunând că sunt cei mai buni din România, iar lucrul acesta l-au demonstrat pe scenele din toată țara. Atmosfera de sărbătoare a continuat cu spectacolul Joc în sat, oferit de corpul de balet al ansamblului folcloric Transilvania, alături de soliștii instrumentali conduși de Eduard Albina și artiștii Dumitru Dobrican, Florin German, Diana Topan, Livia Neag Nista, Ionuț Teudan, Bianca Latiș, Ghiță Breban și Marcela Latiș. Regalul folcloric s-a încheiat cu reprezentația rapsozilor Florentina și Petre Giurgi. Cea de-a cincea ediție a întâlnirii fiilor satului Viile Apei a fost finanțată de Consiliul Județean Maramureș din bugetul propriu cu suma de 35.000 de lei.